solist este omul de încredere al lui Ilie Dumitrescu. Îl cheamă Ștefan și cântă în weekend împreună cu formația sa în barul din centrul vechi al fostului stelist. Cum e ca un din Aovis să cânte la berăria lui Ilie Dumitrescu? E drăguț, e într-un stil anume. Cu șeful se înțelege de minune, chiar dacă Ilie Dumitrescu are sânge roșu-albastru. Ștefan e dinamovist înrăit, ceea ce îl distrează pe Ilie Dumitrescu în această perioadă. În general le cam ia la mișto pe tema asta. A bine, acum clubul meu drag este într-o situație delicată și își permite. Ștefan a fost ultras la Peluza Sud Dinamo, de când cu jobul nu mai merge la meciurile câinilor. Ilie e pretențios ca un antrenor, ca un bun manager și nu putem să lipsim. Pot să mă prezint răgușit sau... Doamne ferește, atacat de jandarmi pe aici. Cântărețul ar vrea să-și ajute echipa. Ar fi încântat să le facă un nou imn dinamoviștilor. Ar fi rock în primul rând. N-ar mai fi comerț, ar fi rock.